Doi bărbați au fost reținuți de oamenii legii pentru că racolau și determinau tinerele la prestarea serviciilor sexuale prin intermediul videochaturilor cu scopul de a obține profit. Din informațiile suplimentare oferite de poliție, prestarea serviciilor sexuale virtuale era desfășurată de victime într-un apartament din Chișinău amenajat special în acest sens. Astfel, în urma perchezițiilor efectuate în locuință, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, camere web, haine folosite de tinere în activitatea de videochat și alte obiecte ce dovedesc complicitatea și vinovăția acestora. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi bărbați riscă să-și petreacă următorii 7 ani în spatele gratiilor.